Dragul meu, dragostea este mai mult decât un sentiment pentru un creștin născut din adevărul lui Dumnezeu. Ea este voință și acțiune, pentru că sunt din Domnul Iisus Hristos, din ceea ce El a așezat în viețile noastre. În Ioan capitolul 13 cu 35, Domnul spune următoarele cuvinte: prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Domnul Iisus însuși a turnat această dragoste, iar ea se revarsă într-un mod natural, într-un mod constructiv, pentru a fi o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, dar și pentru a arăta că împărăția lui Dumnezeu este dragoste, este bucurie, este pace. Ea este caracteristică nouă credincioșilor în fața lumii,